Deși incendiatul mirișilor este interzis fără a avea niște autorizații în acest sens, mulți dintre oameni încă recurg la o asemenea practică pentru a curăța locurile după trăierat. Așa a făcut și un țătean de 82 de ani din Copăcel, numai că a ajuns la spital după ce hainele i-au luat foc. A fost salvat de câțiva consăteni care erau în apropiere și au văzut incidentul. Echipajul SMUR din cadrul subunității a fost solicitat în localitatea Copăcel pentru a asista o persoană în vârstă de 82 de ani care prezenta arsuri pe membrele inferioare. Acesta, încercând să stingă incendiu pe miriște, a fost surprins de flăcări, după care i s-au aprins pantalonii, nu a simțit și a luat foc. Așadar, pompierii trag din nou un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să nu incendieze miriștile decât dacă au avizele necesare. De această cale recomand tuturor celor care vor să dea foc la miriști să obțină avizul de lucru cu foc deschis, să anunțe primăria de pe raza comunei se află miriștea și să dispună la locul unde incendiază mijloace de stingere a incendiilor. Și acest sezon a fost unul plin de intervenții pentru pompieri. Zilnic, pompieri au fost solicitați la 5-6 incendii de miriști. În plus, au stins și incendii la utilajele agricole.